Vă propun acum să mergem, dragii mei, la o păstrăvărie a Regiei Naționale a Pădurilor. Colegii mei au fost foarte curioși să vadă ce tehnologii de creștere sunt, cât de sănătos este păstrăvul produs acolo și cum putem deosebi un pește bun de unul îndoielnic. Eu zic așa, să urmărim materialul următor și o să aflăm împreună multe lucruri interesante. Vă aflați la păstrăvăria Mara Domnească, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, direcția Silvică Prahova, secție în cadrul locului Silvic Ploiești. Înțeleg că este una dintre puținele păstrăvării în zona de șes. La această altitudine, da. Această păstrăvărie a fost fondată prin 1978 cu scopul de a avea o producție undeva la vreo 30 de tone de păstrăv viu valorificabil. Numai că nu mi-am inteles să fi existat această producție, pentru că proiectul a avut în structură și o pompă de recirculare a apei, pentru că debitul de 90 de litri pe secundă este un pic cam mic pentru capacitatea păstrăvăriei sau și pentru numărul de bazine pe care îl au. 13 bazine cu aproximativ 2500 de metri pătrați de luciu de apă. Și atunci am mers pe captarea izvoarelor de aici din zonă, care au o apă foarte bună, ceea ce au demonstrat și analizele făcute de către laboratoarele de specialitate. Avem o suprafață de 2500 de metri de luciu de apă, dintre care avem 13 bazine mari, o bazine circulară pentru puiet și o stație de incubație. La momentul actual, în cadrul păstrăvăriei, avem în jur la 5 tone de păstrăv, din care păstrăv pentru consum 3 tone, păstrăv la 100 de grame 2 tone și la puietul care l-am achiziționat acum 2 săptămâni de la direcția Silvică Curabia, la 10 grame, în jur la 400 de kilograme. Este o păstrăvărie mai atipică în sensul că dacă la o păstrăvărie din zona de munte apa are un oxigen la între 9 și 11, noi nu reușim să avem un oxigen mai mare de 6-7 mg pe timp de iarnă, când temperatura este mai mică. După cum știm, păstrăvul este un mare iubitor de oxigen, iar la noi trebuie să intervenim în perioada de vară cu aeratoare pentru a suplimenta nivelul de oxigen din apă. Și temperatura să nu depășească 20 de grade pe timp de vară. Adică temperatura optimă este între 11 și 18 grade pentru a avea o creștere normală. Apa este captată din pădure, în bazinul principal, redicționată pe canalul principal și de aici merge uniform în fiecare bazin. Anul 1978, cum ați reușit să rezistați atâția ani pe piață? Nu știu dacă neapărat este o rezistență. Faptul că ne-am făcut treaba și că am avut posibilitatea să livrăm și să producem un păstrăv natural și bun, asta a fost principalul motiv pentru care ne desfășurăm activitatea și acum. Deci, nu raportăm producția de acum cu cea de atunci. Cert este că peștele pe care îl distribuim prin diferite magazine, avem un contract cu un lanț de magazine și mergem și distribuim nu o cantitate foarte mare, dar astfel încât să putem acoperi cheltuielile. În ultimii ani s-au făcut investiții, zicem noi, bune în păstrăvărie, în sensul că a fost refăcută instalația electrică la bazine, la canton. S-au turnat bazinele circulare pentru că erau foarte vechi și betonul era rupt. Am fost dotați cu o autoutilitară cu care efectuăm transportul de pește la magazine și urmează să construim un bazin pentru de agrement, zicem noi, în care sperăm să vină turiștii și să cumpere pește și să facă și un pic de pescuit sportiv. Ca orice altă activitate,
implicația financiară este una pe măsură, mă gândesc. La asta făceam referire când v-am întrebat cum ați rezistat, pentru că este nevoie de investiții. Ne-am adaptat, în sensul că nu am mai avut, nu am ținut reproducători, nu am produs noi materialul reproducător. Am început să achiziționăm ori cuiet la vârstă foarte mică și la greutate foarte mică, ori icre embrionate din import. Avem 8 bazine circulare, iar în momentul de față sunt 3 populate cu un puiet de 5 luni, cu o greutate între 10 și 13 grame. Bazine trebuie să, în primul rând, spălate, dezinfectate, văruite, monitorizate foarte bine, după cum vedeți pe fie perioadele măsurăm nivelul de oxigen din apă și temperatura. Se face curățenie cam la 4-5 zile în fiecare bazin și după o perioadă de cam două săptămâni se trec în bazinele de creștere. Avem în jur la 8000 de bucăți într-un bazin circular. Cuietul este sortat pe categorii, adică dacă există o diferență între el, îl facem pe una, două sau trei categorii și urmăm să îl mutăm în bazinul de creștere. Temperatura se încadrează undeva la 12-13 grade la momentul actual, iar oxigenul între 6,5 și 7, în condițiile în care nu avem aeratoare pornită. Care a fost evoluția proiectului inițial? S-a păstrat proiectul inițial, numai că am adaptat bazinele la nevoile actuale. Pentru că nu am mai avut nevoie de hala de creștere, nu am mai avut nevoie de bazinele circulare decât pentru a avea o perioadă de acomodare cu apa și cu temperatura și cu nivelul de oxigen de aici, de la noi. Iar ceea ce avem acum și ce exploatăm este strictul necesar producției de 15 tone pe care o facem anual. Fiind o apă rece, adică pe timp de iarnă coboară undeva la 6 grade, vara ajunge la 22 de grade, nu se pretează decât păstrăvul și păstrăvul din specia curcubeu. Am încercat și alte specii de păstrăv, gen fântânel sau așa, dar nu, pierderile sunt mai mari. Singurul păstrăv care se acomodează la această păstrăvărie este păstrăvul curcubeu. În cadrul păstrăvăriei noi folosim o hrană din import. Avem un mare noroc pentru că, fiind o păstrăvărie aproape de izvoare, pe timp de iarnă nu ne îngheață apa, iar noi putem hrăni și pe perioada de iarnă, de exemplu luna ianuarie și decembrie, când în cadrul alte păstrăvării există gheață. Spuneați că meritul de a rămâne în activitate a fost și faptul că oferiți produse de calitate. Da, și de tradiție. Și în de sensul tradiție. Că majoritatea știu că la Moara Dumnească există o păstrăvărie a direcției silvice și atunci a devenit ceva de tradiție. După cum vedeți, trebuie să aibă un aspect cât mai lucios, culoarea branchilor să fie roșiatică, iar ochii să nu fie albicioși. Acest pește este destinat consumului. Are o greutate undeva la 500 de grame și vârsta de un an jumate. Dar desfacerea, mă gândesc că este, ca pentru oricare alt producător, o provocare. Desfacerea este într-adevăr o provocare, pentru că nu putem concura cu prețurile producătorilor mici, care folosesc tehnologii mult mai moderne. Iar produsul pe care îl livrează ajunge la un preț aproape la fel ca al nostru, numai că ei, fiind particulari, pot negocia cumva prețul respectiv cu cel care face vânzarea, cu retailerul. Avem un contract cu lanțul de magazine Auchan de 5 ani. Dar cantitățile nu sunt pe măsura posibilității noastre de producție. Și atunci automat trebuie să mai valorificăm și la persoane fizice și pentru persoane juridice, restaurante, tot felul de evenimente. În ce perioadă achiziționați puietul? Puietul îl achiziționăm în general în perioada de septembrie-octombrie sau ianuarie-februarie, pentru că pe timp de vară, având un debit mai scăzut de apă, iar condițiile atmosferice fiind neprielnice, cu temperaturi mari, nu avem pierderile mai mari. Uh-huh. Și atunci căutăm să achiziționăm pe timp de iarnă pentru a putea aclimatiza.
Ok, am văzut bazinele de carantină. Ce se întâmplă cu puietul după acele două săptămâni în care el este aclimatizat? După cum am spus, după cele două săptămâni, puietul este sortat și mutat în bazinele de creștere, care inițial sunt igienizate, adică spălate, dezinfectate, văruite. Același lucru se întâmplă și cu bazinele de carantină. După fiecare serie de puiet, bazinul este dezinfectat, igienizat. Da. Ce capacitate are bazinul de față? Bazinul de față are undeva la 180 de metri cub de apă și putem să mergem ca la pește de, pentru consum undeva la o tonă 200. Și cât rămâne aici? Puietul rămâne în jur la 6 luni, perioada în care se mai face încă o sortare pentru a-l face pe categorii. Adică dacă există diferențe între el, trebuie sortat. Ce condiții trebuie să asigurați peștilor care ajung aici? Temperatură, temperatura, nivel de oxigen? Nivelul de oxigen, în primul rând, pentru că nu poți să bagi o cantitate prea mare de pește, care trebuie monitorizat tot timpul prin aparat. Rațiile furajere, cred? Rația furajeră se administrează în funcție de temperatura apei, la 2 mese pe zi până la 3 pe timp de vară. Adică rația într-o zi se împarte în 3 mese, dimineața la 12 și seara. Nu știu, se calculează în funcție de ce această... Rația se calculează în funcție de temperatura apei și greutatea peștelui. Și crește progresiv pe măsură pe măsură ce cantitatea de pește crește. După cele 6 luni urmează, peștele ajunge la o anumită greutate, când trebuie din nou manipulat. În acest bazin avem un pește de consum cu o greutate între 400 și 500 de grame, pe care urmează să-l scoatem pe piață. Condițiile din bazin sunt identice ca și din celelalte, ca și la puiet, cu apă cu un oxigen undeva la între 6,5 și 7 mg, iar temperatura la ora actuală este la 11-12 grade. Pe timp de vară, atunci când condițiile atmosferice sunt neprielnice, adică apa ajunge undeva la 17-18 grade, trebuie să dăm drumul la aeratoare pentru a suplimenta nivelul de oxigen din apă. Pe timp de vară le folosim 24 de ore din 24 de ore, adică din luna mai cam până în luna octombrie merg non-stop. Au românii o cultură a consumului de pește? Este un produs din foarte păcate, sănătos? Din păcate nu. Românul s-a obișnuit să mănânce pește la nuntă sau de flori. Sunt care vin și consumă frecvent, iar cei ce cumpără probabil din magazine, nu își dau seama că pot cumpăra și pește adus, știu eu, din Bulgaria sau din alte state, care practic nu știu dacă au aceeași tehnologie de creștere la fel ca noi. Adică vreau să spun că peștele pe care o producem este un gust natural și neauș, ca să-i spunem așa. Pentru a optimiza producția, trebuie să ne adaptăm condițiilor de piață, adică trebuie să avem 12 luni în 12 luni pește la vânzare. Și atunci, în urma comenzilor date de către furnizorii noștri, noi trebuie să asigurăm săptămânal peștele către piață. Peștele pleacă din păstrăvărie viu, în mașina care este dotată cu hidrobion, cu oxigen.